Odată cu sosirea primăverii, economia începe să miște în toate sectoarele. Astfel, potrivit sondajului realizat de Institutul Național de Statistică, managerii estimează o tendință de creștere a activității economice pentru perioada următoare. Comerțul cu amănuntul, activitatea va crește mai intens, iar în industrie, construcții și servicii, moderat. Numărul de salariați va crește moderat în comerțul cu amănuntul, iar prețurile se vor stabiliza în toate sectoarele economice, scrie bihon.ro. Mai mult, conform opiniei managerilor, prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor avea tendință de relativă stabilitate.